10 mai este ziua cu triplă semnificație istorică. Această dată marchează trei momente importante, precum începutul domniei lui Carol I, independența de stat și încoronarea primului rege al țării. Carol I a pășit prima oară pe pământ românesc în drobeta Turnul Severin. Astăzi, 10 mai, este sărbătorită ziua regalității. Această dată marchează începutul domniei lui Carol I, care este proclamat principe suveran. Acesta a pășit pentru prima oară pe pământ românesc în drobeta Turnul Severin pe 8 mai 1866. La data de 10 mai 1866, prințul Carol depune jurământul de credință în fața Parlamentului și a fost proclamat domnitor al României, păstrând această titulatură până în 1881, când este încoronat rege al României. 10 mai 1877 este o altă semnificație istorică a acestei zile. Cu o zi înainte, la 9 mai 1877, fusese citită în Parlamentul României declarația de independență, însă declarația a fost reluată a doua zi, pe 10 mai 1877, când a fost și promulgată de către domnitorul Carol I. Iar la 10 mai 1881, după cucerirea războiului de independență a României, de la 1877-1878, România va deveni regat la 1881, 10 mai, iar domnitorul Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen va deveni regele Carol I al României. Casa Pogani este prima casă în care a intrat regele Carol I și a semnat cea dintâia proclamație către țară ca domnitor al României la 8 mai 1866. Casa Pogani din drobeta Turnul Severin l-a găzduit pe principele Carol I în seara de 8 mai 1866. Clădirea aparține în prezent bibliotecii I.G. Bibicescu. Pentru mehedințiul meu, Denisa Bordeașu. Regele Carol I a avut o domnie de 48 de ani, fiind cea mai lungă din istoria țărilor românești. Ziua de 10 mai a fost ziua națională a României între 1866 și 1947.